Ia zi! Colegul de domnul Viza cu 49 și am auzut. Da, da, da. Inginerul ăsta. Sunt ca să prind becurile primul șalier. Da, 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 am fost să mai mi-a zis un coleg, nu știu ce dracu are, mă uit pe ăla. Bine, colegul. Am umblat ăștia pe la garaj, mi-a făcut stocul pe frână și dacă te uiți la lampa pe dreapta, mi le-a pus invers alea de acum, nu prea să vede. Dezmembrează. E tot așa îngăzuat? Ha? Are îngăzuat? E el, fișul, încă un băiat. Asta e fișul, cu cartul în mână, ăla-i taxul. A, sunt între ei. Da. Și ăla, altul e cu mașina. I-a adus să-i pune alt motor pe mașină. De ce mă spuneai? Da, am vrut să-l sun pe Filip, să vină să ia... Asta cum îi zice? Ce zice? Lemnul ăla care l-a pus. A, și nu ți-a răspuns? Ba da, ba da, cu greu, ba da. Doamnele, o ploaie cu butoaie de bere și cu mici mai mititei. Da, mai cu mici, că nu le-am văzut. Asta m-a văzut. Și cu ciocănele, să-mi dea la ciocănele, să-mi dea la joale cu ele. Dacă ne-am plăcut. Mă închide geamă. Nu știu, dacă e bere neagră. Da, asta așa. Da. Ha? Și că e mai tare, nu ai văzut ce afronea decât asta la asta. Dar e scump. Dar tu vrei să-mi spui că berea e tare, e pisat. Are vreo și asta, n-ai văzut? 4,5 alcool. Ia bea tu 10 beri, să vezi că te doare și capul de la drojdie aia. Pe bere, nu? Pe? De-aia eu ne-l cheam pe Neanelu să-i pute femeia.
era atâta pe